Salutare lume, eu sunt Alischi și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de Minecraft Survival 1.10 de data asta, pentru că de ce nu? Lumea realistă, chestii, deja vorbesc ca un retardat și nu e bine deloc. Da, înainte de a începe vreau să vă arăt ce texture pack avem noi aici, avem texture pack cu... Da, ignorați-le pe astea și pe ăsta să-l ignorați, așa, avem Sortex. Fanverte, mă, sa, ce-o fi el pe acolo. Și mi s-a părut destul de interesant, așa că am zis, bă, hai să-l luăm. Ca să filmăm și noi cu el și că mi se pare, nu știu, atractiv, să zicem. Și, oameni buni, haideți să începem. Uai, uai, doamne, doamne Dumnezeule. Alea, doamne. Deci știți că eu tot timpul ambulanul să mă spawnez lângă un sat. Wow, și ăsta e unul mare, ești nebun. Deci, probabil mulți dintre voi ați spune că mă prefac când fac asta și că iau ceva seed după net. Dar sincer, nu e așa. Și cei care sunt abonați de mai mult timp la acest channel știu chestia asta pentru că... Deci chiar arată interesant ce șerpecul. Deci cei care sunt abonați de mai mult timp știu că eu tot timpul ambulant să fac chestia asta. Să spawnez tot timpul lumii cu sate. Nu știu de ce, poate pentru că Notch ține la mine și știe că mă simt singur în jocul ăsta mirific. Se poate. Ok, noi o să luăm puțin lemn, deja avem casa făcută, pot spune. Vreau să strângem sătiniștea. Ce asta? Iron Shovel Efficiency 2. Mă, ce asta? Blast Protection 2. To die un Iron X. Păi bă, frate, 8 emeralde pentru un Iron X nu mi se pare prea ok. Ăsta e 7 emeralde pentru un Iron X. Tu... De fapt, haideți să facem un fel următor. În primul rând și în primul rând, hai să facem repede un crafting table. Și niște bețe. Ok, ups, am făcut un buton. Gata. Ce mamă mă zic chestia asta de aici? Dirt? Chestia asta e... What? Deci nu e de la texture pe ce? Ce e asta? Cred că avem multe de descoperit, oameni. Probabil voi știți chestiile astea. Eu habar n-am ce, de ce e dirtul ăsta așa. A, uite, avem și ăsta, cum îi zice, sugarcane. Avem acolo un boschete ceva. Și cum mai urc aici? Avem găini, avem de toate. Așa, unde facem și noi o găurică mică? Hai să facem o găurică aici. Ne ducem în jos, ce să mai. Totuși sunetul mi se pare un pic cam tare. Unde-i, mă? Aici. Aș 30, perfect. Ok, hai să luăm una, două, trei, un târnăcop. Acum avem și un topor. Mai vreau, totuși, încă un târnăcop. O sabie. O lopată. O chestie de aia, cum îi zice? Cum îi zice la secerea aia? Cum îi zice în engleză? Hoe. Și trebuie să mai luăm câteva bucățele pentru un furnal. Așa, le luăm și pastea. Și poate să avem și câteva în plus, eventual. Bine, că n-avem nevoie de furnal, decât dacă o să avem ceva morcovei pe aici. Deși n-aș prea crede că sunt... Nu morcovei, doamne, m-am întâmpit, cartofi. Potatoes. Hai, 32 de bucăți ajung, perfect. O să aruncăm prostia asta aici. Și o să urcăm... Ai, 3, 4... Deci urcăm două blocuri și restul punem dirt. Foarte frumos. Hai să ne luăm... De fapt, nu. Mai avem nevoie. Ok, hai să facem prima dată o sabie. Acum hai să facem târnăcop și topor. Mai fac un târnăcop și o lopată și două furnale. Perfect. Și mai fac și încă o sabie că o consum, de obicei. Îmi place să mă duc să mă bag cu mobii și de obicei o consum, știți? Perfect. Haideți să o luăm.
Și combatul este tot acel combatul care mie unul nu-mi place. Dar, mă rog, nu avem ce să facem. Și nu mai avem mâncare. Ce dificultate suntem... Eu nu vreau pe normal. Vreau pe hard. Și dăm aici. Yes, perfect. Suntem pe dificultatea hard, oameni buni, noi așa jucăm. Hai să iau eu tot după aici și o să fac o fermă a mea proprie. Poate chiar o fermă automată pentru că așa aș vrea. Ups, am pus aici un morcov. De ce? Nu, 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 ce faci? Nu mai planta. Ce e aia? Am luat ceva chestie, dar cred că era greu ăsta. Mă rog, ești ciudățel, Texerpecu, dar... Da, uite, era greu chestia aia. Mai aici o bucată. Perfect, am văzut o oaie aici. Găini. Dar ești numai tu, mă? Ok. Uite, încă aici. Uite, uite, uite! Voi ați văzut ce față de retardat are? What the fuck? A clipit! Ioi, doamne! Bă! Stoaie satanistă! Tu clipești, mă? Apare nu, dar mă sperie oricum. Doamne, doamne. Minecraft-ul ăsta devine din ce în ce mai creepy, oameni buni. Nu știu, deja mă sperie foarte rău. Ce p***a mânsia... Beetroot. Cum se traduce asta, sfeclă? Se mănâncă? Doar jumătate de copănel? Ce mama măsii asta? Ok, deci haideți să trecem mai departe, chiar nu știu, deja mă sperie. Minecraft, deci nu, nu o să mănânc așa ceva, deja nu știu, mi se pare... Cine știe ce coi de balauri e ăla? Coi de balauri. Aolo, dă-te măta, vino cu aici, ce dai tu? Mă, dar de ce dați toți Iron Axe-uri? Deci eu nu pricep chestia asta. Iron Axe, ce? Asta e altă găină satanistă. Mă, am luat-o după aici, cred. Deci vă dați seama că satul ăsta e aproape inutil. Adică nu ne ajută decât faptul că ferme și câteva cărți, dar atât. Ok, hai să le golim la ăștia tot ce au pe aici. O să le sparg eu absolut tot. Cărți, absolut tot le luăm. Nu le lăsăm nimic aici. O să vă iau eu și asta, nu aveți voi nevoie. Și trebuie să-i închidem pe fraierii ăștia. Nici... Acum realizez că nu mi-am mai făcut un hou, dar nu mai contează, oricum nu cred că avem nevoie. Ah, și n-am intrat aici la fierărie, om. Obsidian, Iron Boots și un Apple, perfect. Arată destul de interesant armura pe textul pe ăsta. Avem 5 obsidian. Mă, nu zic, nu? Ne ajunge de enchantment table fix, 5 bucăți ne trebuie. Și ne mai trebuie un diamant, cărți avem. Da, o ducem chiar bine. Deci cu obsidianul ăla să ne facem un enchantment table. Păi și atât. Sunt curios și mai în jur, dar vom explora teritoriile astea necunoscute în episodul următor. Deocamdată vreau doar să ne facem o casă. Ia să iau eu chestul ăsta. Să arunc chestiile astea că nu ne trebuie. Și să iau și astea. Hai. Oricum nu cred că o să stăm în satul ăsta pentru că nu mi se pare prea bun. O să vreau să iau lava aia. Unde să ne mutăm noi? O casă mai... Ah, ia uite, mai găsit o fermă. Oh, două. De fapt și cu asta ar fi trei. Ok, am luat și astea și morcovii. Deci chiar sunt curios ce e aia. Sfeclă sau nu știu cum se traduce. Dar mi se pare că e din 1.8 chestia asta, nu? Din 1.8, din 1.9. Sau e din 1.8? Nu, deci lăsați-mi un comentariu că eu sunt derutat, nu știu de când e sfecla aia sau ce e aia. Vreau să-mi lăsați un comentariu. Haide.
Ua! Ce mișto arată Witch-ul! Ce mișto face? Ok, hai, stați acolo. Ia să vedem. Avem niște scări aici. Deci aici nu s-a dus niciun villager. Hai să-i blocăm prin case. Aici e careva. Tu ce dai, mă? Hai că te păstrezi pe tine. Uite așa frumos. De fapt, hai că-ți pun bloc și aici. Să nu zici că-s rău. Așa. Păi o să ne baricadăm villagerii. Și mergem imediat să ne adăpostim undeva. Asta-i tot. Stai că n-aș prea crede. Asta-i tot satul. Acolo nu avem treabă. Uite aici, mai găsit o sămânță. Ce se aude? S-a auzit ceva ciudat pe aici. E witch-ul ăla. Mai sunt doi villageri aici sau unul. Tu ce dai, mă? Mă, pe cine, nici nu știu dacă să te păstrezi, dar mă rog, stai și tu acolo. Ok. Aici nu e nimic, din câte văd. Uite acolo, zombie. Ok. Hai să mai mâncăm un morcovel. Deci, stack-ul ăsta o să-l plantăm, ăsta o să-l mâncăm. Până când... Ia, sunt curios cum arată creeper-ul. Nimic special. Cred că mă mâncă ochiul. Gata. Stai acolo. Bă, dă-te, mă! Deci e atât de ciudățel combatul ăsta din 1.9.1.10. Hai să luăm dirtul ăsta, că nu o strică. Oricum nu vreau să rămânem aici, adică nu-mi place deloc sătulezul ăsta. Bă, pătânie, te-am astupat din câte știu, nu? Da, perfect. Ce mama... Dar stai, mă, în casă, mă, că te omoară ăștia. Așa, ok, asta a fost tot cu villagerii. Hai să intrăm și noi frumos aici. Hai să luăm și asta. Punem un texture, pe doamne. Acolo o ușă. Dar hai să facem mai întâi un pat, zic eu. Uite, luăm lâna asta. Asta tot lână e. Destul de ciudată. Și nu mai avem lemn pentru o ușă. Hai să punem chestul ăsta aici. Și... furnalele astea. Pac, 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 pac. Dar stai că nu se mai deschide chestul. Sunt un om genial. Hai, lasă-mi pe ăla. Ok, păi, ce avem noi aici? În primul rând, haideți să dormim. Unde pun eu patul? Hai să punem patul aici și o să fac un pic mai mult spațiu pe aici. Ok, a venit ziua. Haideți să ne punem noi în chest toate porcăriile astea, dar mai întâi haideți să plantăm. Deci, ce villager handicap o să-mi bag pe gel. Plantăm aici în față. Că avem mai mult spațiu. Și nu o să plantez foarte mult, o să plantez chestiile astea. Așa, foarte frumos. Și vreau să ne facem cât mai rapid o fermă proprie. Nu mânca, las că ai mâncat destul tu. Hai, stai aici. Ok. Hai să punem așa. Deci doar morcovii ăștia ne împrumutăm. Totuși ar trebui să le replantez pe toate, dar nu vreau. Oh, shit! Mama măsii cu... creeper-ul măsii. Ok, gata. Haideți să punem cartofii. Mă, știu că aveam niște dirt, așa că... putem repara ferma. Da, cu chiar că ne trebuie un hoe. Aveam și niște lemn, hai să facem noi așa. Să punem bucățele de-astea. Trebuie să ne revenim, na? Dacă creeperii sunt timpiți. Aici nu trebuia să pun dort. Mă rog, nu contează, punem așa. Firarie de creeper proști. Pac, pac, pac. Ok. Atâta e suficient. Pus aici carrot, cred. Nu, acolo am pus potato. Aici vom pune grâu. Dar... vreau două bucăți de cobblestone. Și alea două bucăți de cobblestone le vom lua de aici, cred. Uite, rotten flesh. Bine, ne trebuie mai mult cobblestone, dar nu, deocamdată nu. Ok, haideți să pac, așa, haideți să pac. Și... uite cum stă ăla ca un frustrat la geam. Mă, deci mă stresează sunetul ăsta de la uși extrem de mult.
Adică, hai să mâncăm maple-ul ăsta, că n-o să avem nevoie de el momentan. What the... Stai, ce? Ăsta e lemn. Am pus eu cumva lemnul ăsta aici, pentru că... Să-mi bat piciorul, eu nu țin minte să fi făcut chestia asta. Mă, deci... Deci o să mă uit pe filmare pentru că... Nu înțeleg. Deci n-am pus eu lemnul ăsta aici. Nu țin minte să-l fi pus. E spawnat oare de village, cred. Sau poate e Herobrine. Cine știe? Tu ce mama mă ti faci aici? Ah, na, nu te vreau. Gat, am scăpat de un prost. Am zis că o să facem un ho. Deci, nu știu, mi se pare ciudat faza aia cu lemnul acolo. Nu și are rostul. Haideți să facem repede un hoe. Avem bețe. Pac și pac. Time to farm. Ia să vedem. Mergem mai departe. De fapt vreau să mă uit un pic la achievement-uri. Deci, ce am făcut noi? Am făcut... Trebuie să facem pâinea. Aș vrea să facem toate achievement-urile, sincer să fiu. Unde... Acum au zis telefonul meu, probabil. Deci am făcut ăsta, trebuie să mai facem ăsta, dar mai e până facem noi ăla. Hot Topic, dar n-am făcut noi ăsta? Sau l-am făcut și ne-a deblocat astea două, da. Trebuie să facem pește și chestii. Diamante, bla bla bla, bla. Caut timer, bla bla bla. Ok, momentan nu. Și hai să mergem noi la firma noastră și să o reparăm. Ok. E interesant excel pe ăsta. Ce mai scă punem? De asta. Greu. Ok, perfect. Și momentan ne ajunge ferma asta mică, nu ne trebuie mai mult de atât. Sincer, aș pune... A, da, știu de unde să iau. Aș pune în jur niște gard. Ca să nu mai avem probleme cu mobii să ne vină în spate și să bubuie. Cum am pățit cu creeper-ul ăla la început de video. Bine, n-a fost chiar la început, dar mă rog, înțelegeți voi. Deci, pentru că voi știți care e treaba cu Minecraft-ul ăsta nou, vreau să-mi lăsați în comentarii dacă... cum era? Deci dacă lemnul ăla de acolo e spawnat de village sau nu știu ce, dar sigur spawnat de village. Și vreau să-mi ziceți care e treaba cu chestia asta, că nu... Nu e de la texture pack și nu știu cum. Nu știu cum face. Ok, păi. Haideți să mai luăm un pic de lemn până o să încheiem episodul. Nu știu de cât timp filmăm, dar nu contează. Atâta timp cât filmăm, nu contează cât filmăm. Off-camera vreau să extind eu un picuț de tot căsuța aia și probabil o să strâng ceva mai mult lemn. Și o să-mi aranjez un pic niște chesturi. Ca să... Pentru că, na, asta nu trebuie să vă arăt vouă cum stau eu să-mi aranjez chesturile, pentru că e plictisitor. Și ce am vrut să zic? Da, în episodul următor, cred că o să mergem la explorat, după o să facem o mică căsuță sau, nu știu, văd eu cum vom face. O să distrugem satul ăsta complet, pentru că noi nu avem nevoie de asemenea saturi idiote. Hai să... Pun asta aici. Ok, deci hai să facem de astea bețe. Perfect. Cum făceam garduri? Nu mai știu. Parcă ceva de genul ăsta sau așa e portița, da, așa e portița, deci gardul se face invers. Și nu avem nevoie de multe garduri, o să facem atâtea. 43, ok. Hai să punem aici. Și da. Să ne ziceți dacă vreți un alt texture pack, pentru că aș vrea să-mi spuneți și voi cam ce ați dori și o să mă uit eu să văd dacă îmi place. Și dacă veți lăsa în comentarii texture pack-uri bune. Astea sunt schelete după mine. Dacă veți lăsa în comentarii texture pack-uri bune, o să... Ce mama măsii, de unde trage? De aici, de jos, cred. Da, uite-l. Dacă veți lăsa în comentarii texture pack-uri bune, o să pun comentariul vostru la început de video și o să zic cine mi-a zis să iau texture pack-ul respectiv.
Dar asta doar dacă îmi place. Și să știți că sunt foarte pretențios. Nu vreau ceva cu chestii Rainbow, cu curcubeie și porcării de genul. Vreau ceva să inspire a Survivor. Deci, uite, acum vă și impun ce să căutați. Vedeți cât de nesimțiți sunt. Să nu mai vorbiți cu mine, da? Bine, oricum nu făceați asta, dar mă rog. Hai să luăm noi ăsta. Vreau să fac aici repede o portiță. O să pun la loc ăsta, teșerpecul. De ce zic teșerpec și în loc de crafting table? E aiurea. Nu, stai. Acum fac garduri. Deci punem așa, pac, pac. Și avem o poartă. Hai să luăm ăsta. Să mâncăm ăsta. Și pac. Noi ne vom duce aici frumos în casă. Sunetele de la uși deja mă disperă. De-abia aștept să plec din locul ăsta satanic. Și da, cam atât cu acest episod. Nu uitați să vă abonați. Nu uitați să lăsați în comentarii tot ce v-am zis. Dacă... hai să facem în felul următor. Deci, cine îmi răspunde la tot? Deci, cine s-a uitat până la finalul videoului și îmi răspunde la tot ce l-am întrebat și îmi lasă în comentarii tot? Eu îi dau un premiu. O să-i dau... Nu vine nimic în minte. O să... Deci... A, gata, știu ce fac. Fiți atenți. Deci, fiți fucking atenți. Cine s-a uitat până la final de video și e primul care îmi zice și îmi răspunde la toate chestiile astea, îl pun la peretele abonaților. Gata, deci facem un peretele abonaților. Și primul va fi pus în cap de listă, cel care s-a uitat până la final și îmi va răspunde la tot, și după aia voi selecta abonații activi. Deci, cam atât cu acest episod. O să pun eu chestiile astea așa. Eu sper că v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați. Nu uitați să dați like și să lăsați comentarii și să facem peretele abonaților. Și sper să nu se audă în comentarii chestii de genul îl copiez pe nu știu care, pe nu știu care că a filmat și el și a făcut la fel. În momentul de față nimic nu se mai copie pe YouTube pentru că se cam pune același content. Deci dacă eu am zis că o să vreau să fac peretele abonaților, crede-mă că încă 100 de YouTuber mult mai mici ca mine au zis că fac chestia asta, deși sau au 10 abonați sau cât au, deci sunt sigur de chestia asta și lor nu le mai zice nimeni că l-a copiat pe Mac și altele sau pe nu știu cine. În orice caz, cam atât cu acest episod. Eu sper că v-a plăcut. Nu uitați de like, com, eventual un share și să vă abonați. Cel mai important lucru, să vă abonați. Ce ochi am. Eu am fost Riley Skid și ca de obicei vă zic, ciao!